Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Ei, iată, avem aici un Mercedes C-Class W205-2017. Mai e destul de echipat în partea de multimedia, dar slăbuț echipat în partea de sonorizare. De obicei știți bine când eu pregătesc o componentă de audio, da? Puțin mai mult, să zic așa, detaliat pe capotă. Ei, aici ce am acum, în prima fază și în primul level, da? Omul mi-a studiat un pic, mi-a analizat un pic, să zic așa, clipurile mele și în prima fază s-a decis doar la un set de difuzoare pe față, după aia vor veni difuzoare pe spate, după aia va veni subwooferele, după aia va veni amplificarea, tot merge pas cu pas cum îi vom povesti și cum îi vom zice noi, ok? Am decis că să vă arăt și proiecte mici și proiecte mari. Dacă urmăriți un pic proiectele noastre, veți vedea că pe W205 am făcut foarte multe situații. De exemplu, ai navigația mică, da? Da, aici avem navigația mare. Uite, asta puțin mai rar am prins-o eu. Așa. Poți să spun să ai cameră de parcare spate, cameră de parcare față. Poți să spun cameră de monitorizare trafic de interior, atât de față cât și de spate de interior, da? Tot acolo pot să pun sistem de CarPlay. Tot acolo pot să elimin afară tableta mică și să pun tabletă mare. Inclusiv tableta mare pot să o arunc afară și să pun tabletă mare. Pot să fac screen mirroring, să ai YouTube, Waze, Google Maps, Spotify, Netflix, tot ce vrei pe sistemul respectiv. Pot să-ți fac să ai monitoare în tetiere. Pot să-ți fac dacă ai aceste șezuturi și cumva nu ai încălzit în scaune, ce ar fi foarte rar la Mercedes, pot să-ți fac și aia. Pot să-ți fac haionul electric. Pot să-ți fac foarte, foarte multe. De-aia v-am zis că urmăriți un pic proiectele noastre și veți vedea foarte multe situații. Ei bine, hai să începem să ne jucăm cu aceste mici jucării. Plus ar mai fi aici un mic secret că omul a prins un asemenea bolid, da? Rănit, jumătate ars una alta și a prins un subwoofer de la Burmaster care a zis hai să-l legăm. Dar în prima fază ce facem? Eliminăm subwooferul original și vom măsura impedanța să vedem dacă va fi în perfecți parametri, să nu cumva să ardem sau să rănim ceva, dacă ceva nu este corespunzător. Bun, hai că prima fază. Dăm jos stânga față, după care vom face puțin o jucărie de teste să vedem cum sună original și cum sună ceea ce facem noi. Așa, vom merge level 2, schimbăm partea dreaptă și după aia subwooferul și să vedem. După aia vom trece și în spate, dar pe parcurs tot. În prima fază, hai să schimbăm difuzoarele. Clips, clips, clips. Ok. Niciunul rănit, da? Asta e punctul 1. Iată punctul 2. Aici avem difuzorul original. Aici avem un difuzor de la Bang & Olufsen, da? Care mă uit oricum la diferențe și nu văd foarte mare diferență. Practic un pic magnetul este, să zic așa, mai rezistent și bobina puțin interioară o văd puțin mai mare. Oricum difuzorul nostru este peste ele pentru că iată ce bobina avem noi pe interior față de el, da? Și iată motoarele noastre cum arată față de ele. Deci eu când vă zic că pot să facem upgrade ceva puțin mai power, aveți încredere că aici avem unde da. Și aici, hai să zicem, dar bine că el urlă mai tare și din el se poate face muzică low cost, normală și power. Ok, iată ce frumos a intrat aici, exact în locație, pentru că are aceste gheare care le are inclusiv originalul. Dacă observăm, exact în aceeași poziție. Așa, vine crossover-ul și Twitter-ul este frumos amplasat, pentru că și el fiind dedicat de Mercedes, poate să intre pe să culiseze direct în locația lui. Hai să ne asamblăm și să facem primul test stânga-dreapta, să vedem care sunt diferențele între ce este existent și ce este nou upgrade. Bun, hai să vedem un pic două variante, da? Bun, deci zicem felul următor. Hai să-i dăm volum. Și să facem diferențele de între original, da? Bun, mergem sus. Zice în felul următor, punem și basul la 0, ca să nu defavorizăm pe niciunul. Așa, mergem sus, frumos. Stai un pic, ajutăm-o un pic, așa, hai să mergem sus. Da, bravo, am apăsat eu sus. Bun, așa, și acum hai să mergem în dreapta, să ascultăm un pic partea dreaptă, da?
ascultă cu căști, că aici aveți diferența. Singura opțiune ce este puțin mai avantajată partea dreaptă este că aici avem subwoofer la podea, care este puțin mai în avantaj pentru acest sistem. Deci asta e plană, asta înseamnă când ai un sistem puțin mai limitat. Bun, hai să mergem acum un pic în dreapta, da? Ascultă cum sună el, dar repet, este defavorizat din motivul cu subwoofer, îl las un pic mai în dreapta ca să primească totuși un pic de bas. Bun. Ok, hai să trecem la melodia a doua, te rog. Bun, și acum hai să ascultăm un pic varianta asta. Sincer, e foarte greu să faci aici diferențe din cauza diferenței fabricantului, că nu are subwoofer pe stânga, da? Și atunci nu îi face plină situația în partea stângă. Hai, atât cât de bine sună stânga, totuși nu pe ea. Uite-te cât de închis e ăsta. Uite-te cât de deschis e ăsta. Bine să plâng cât de limitat e sistemul ăsta. Iată cât de închis e. Avem diferența de difuzoare, da? Practic și logic, deja cu un set de difuzoare putem ridica un pic calitatea. Puterea nu, pentru că puterea vine din partea de amplificare. Așa, dar acum eu nici nu forțez foarte mult nota de diferențe, pentru că mă deranjează că nu este subwoofer în partea stângă și avantajează un pic partea dreaptă, nu ca tonalitate, ci ca încărcare de sunet. Deci dacă asculti cu o cască, poate să faci diferență că, bă, totuși e interesant un pic, este interesant, dar nu este bine ceea ce este pe dreapta, original de fabricant. Hai că mai aștept o secvență. Asta nu merge mai repede? Da, uite. Hai că am găsit varianta de touch. Gata, aceleași efecte. Hai să lăsăm pe centru un pic. Dar că în vârf îl limitează un pic. Unde stânga? Unde dreapta? Mort. Stânga este super. Bun. În totalitate, dacă îl dau jos, da? Se mai complexează. Ok, hai că schimbăm și partea dreaptă și revenim după aia cu finalul de la difuzoare. Partea dreaptă dată și ea jos. Frumos. Clips, 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 clips. Toate le prezentăm pentru că mă gândesc că vă place să vedeți că toate sunt intacte și nu se rupe absolut niciunul. Iată și de aici am extras din locația lui originală, din cele trei puncte, difuzorul original, care îl trecem și pe el în rezervă. Așa, să vină difuzorul nou. Ce am uitat să vă zic pe partea cealaltă ar fi faptul că atât de bine sunt aceste difuzoare, să zic așa, gândite, odată că intră în punctele lui originale, cât și partea de semnal care oare Mercedes-ul pregătită în ușă pentru difuzorul original, intră frumos în conectică, deci nu necesită absolut deloc tăiat, absolut deloc nimic. Bun, hai să-l amplasăm și pe ăsta și să facem după aia un test cu ambele puse, măcar să vedem o mică diferență față de ceea ce a fost original.
Hei, suntem în faza în care avem toată fața pregătită. Așteptăm un pic să scăpăm de reclame, după care hai să vedem un pic forța. Așa. Ia să dezagresăm un pic de bas. Hai să zicem că sună mai bine. O să zic că sună mai bine, deci dacă se schimbă difuzorul, dar puterea lipsește. Aceste difuzoare sunt foarte receptive și capabile pentru un power mult mai mare. Dar vezi, asta e blană, 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 blană. Deci nu merge mai mult. N-avem din telefon nimica mai mult. Nu, asta e. Bun. Oricum, asta este o prezentare de în varianta foarte light, pentru a vedea că se merită să schimb practic doar simple difuzoarele, deci se merită pentru că diferențe sunt, da? Asta e pentru calitate, claritate, calitate mai bună și ca să ai și în altele puse, da? Ca să-ți ridice un pic practic scena. Bun, dă-mi a doua melodia mea, care e puțin mai nebunatică. Da, exact. Și să ascultăm și pe asta, dar de la început un pic. Dai un pic un 20 de secunde, așa, să intrăm un pic. Da, uite, iată, deja un pic vorbesc mult mai tare. Este și melodia mai stridentă, depinde totdeauna și ce asculti. Aici nu mai necesită să fac diferențe stânga-dreapta, pentru că... Vreau top, power! Da, e ok. Hei, eu zic că e mult mai bine. Da? E bine că dacă avem difuzoarele schimbate, măcar avem rezerve foarte mari în cazul în care reușesc să conving titularul să schimbăm sau buferele, să le amplificăm, ei, se vine o servă mai grea puțin de bas, ei, după aia media rămâne și ea la fund, pentru că nu este power de medie, da? Ăsta e maxim, ok că strig un pic, dar asta seamnă, nu seamnă că strig un pic, că este și foarte tare. Doar că este stridentă partea aceasta. Bun, deci în cazul în care schimbăm subwooferele, le amplificăm, avem un pas foarte mare, având în vedere că se ascultă hip-hop-uri sau low-uri, puțin mai agresive, da? Ei, când vine basul greu, înfundă iară media înaltă. Când vine iară peste medie și înaltă, altă putere, pentru că deja suntem pregătiți cu difuzoarele, da? După aia se va completa și se va compensa totul. Se poate face o muzică demențială din Mercedes, doar că există o rețetă care eu o fac și care este foarte utilă. Hai să mai ascultăm o dată scena asta, după care voi trece și voi schimba subwooferul de jos să văd impedanța originalului cu un Burmaster, să văd ce omaj avem. Nu mai vreau putere, dar nu mai am. Da, vezi? Bună, chiar ok. Bună, chiar drăguț și ok. Bun, hai să trecem la treabă și să mai continuăm încă o etapă, să vedem dacă are rost. Că nu știu, chiar nu știu omajul difuzorului de jos. Iată, acolo este subwooferul, încet încet tindem să ajungem spre el, dar mai avem de desfăcut până să avem acces full total pentru a-l extrage. Iată că l-am extras de acolo, iată-l aici frumos, diferențele sunt destul de mari, dacă se vede aici un interior, un difuzor undeva la un 13-16 cm, iar ăsta undeva la unul de 20, da? Deci avem un Bang & Olufsen la 4 ohm și avem un original la 6 ohm. Ok, oricum îl plantez, o să ținem basul mult mai jos, da, ca să nu-l agresăm și să vedem un pic comportamentul lui. Bun, deci, hai să o luăm așa. Suntem gata cu tot ce înseamnă schimbat
difuzoare față și schimbat partea asta de subwoofer de la Burmaster, da? Bun. Pot să zic că s-a ridicat calitatea foarte bine. Se simte, inclusiv basul de la Burmaster, se simte că este total diferit față de cel original. Vorbind de un difuzor de 20 față de unul de 16, suntem la maxim cu volumul, da? Bun. Am lăsat tot aceste trei melodii, aceste două melodii, ca să poți să asculti cu cască, să faci diferență începutul clipului, mijlocul clipului sau finalul clipului, da? Iată, dăm un pic. Singura chestie ce ne lipsește de aici e forța, dar în rest e pe drumul cel bun. Bine, este cel mai low cost sistem care l-am făcut până acum pentru un Mercedes C-Class, da? Deci schimbat doar difuzoare pe față și schimbat un subwoofer, care totuși subwoofer este varianta OM, doar că dimensiune mai mare. Bun, hai să mergem la melodia a doua, că din mare aici am ascultat un pic de... Bun, și asta să lăsăm de la început, așteptăm reclama să treacă, pentru că suntem pe YouTube, non-premium, așa... Eu am YouTube Premium, dar tu văd că nu ai încă, așa ai? Maltesers. Nu-i problemă, important e că avem Mercedes. Să mai și distrăm un pic. Bun, dă-i să meargă. Lasă. Ascultă cu căști. Deja simt că trebuie să vorbesc foarte tare ca să fiu un pic auzit. Sper că acum, având în vedere că titularul este lângă mine, ascultă tot sistemul, ascultă că mă plâng eu un pic de putere și mă vaie că e așa, dar nu mai am la ce, da? Deci când eu știu că are un potențial, de exemplu, ori 5, ori 6, înțelegi? Și el de aici ar începe să lucreze cât mai corespunzător, dar nu mai are de unde, pentru că forța este foarte redusă, da? Sperăm că următorul proiect, pentru că avem proiecte unde se vine pentru modificare de un tweeter, după aia ajungem la un sistem complet, sau am avut un F10 unde i-am schimbat, de exemplu, difuzoare față-spate, subwoofer-ul și am pus un amplif mai slab, ei și acum ieri a venit tot G30-ul și am pus amplificator forța, i-am schimbat tweeter-ul pe ceva mult mai power și sună acum mașina incredibil demențial. Deci ce trebuie să știm, că avem soluții și avem rezultate foarte mari realizate atât la Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen și multe alte mărci consacrate care poate să permită utilizare cât mai power. Bun, având în vedere că îl numesc level 1, eu zic că vom avea și level 2 și level 3, vom avea diferențe de sisteme. Iată, dacă asculti asta cu casca, am încărcat un pic cabina cu bas, da? Îl scot afară basul, da? Iată, îl încar. Pentru că de pe un telefon mai mult de un Twitter sau o medie puțin o să ai ce auzi, da? Iar în cască o să poți auzi diferența când eu încarc serva cu bas, ok? Cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. Nu uitați, am foarte multe proiecte realizate pe canalul nostru de YouTube, dar înainte să vă zic de canalul de YouTube, vă zic așa, vă găsiți pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, Tor Tuning, Evacuari Electronice Oradea,
și încălzire în scaunul Oradea, pe Instagram Sandu Hifi, soundidentity.ro, Tor, evacuare electronică Oradea, da? Avem niște evacuări electronice mai nou din 2021 care se montează foarte ușor și foarte elegant pe aceste mașini și au un rezultat demențial. Ei bine, unde vreau să ajung eu cu voi, că dacă intrați pe canalul nostru de YouTube sau în Identity, puteți foarte frumos să vă abonați, să intrați în playlist-uri, imediat sub playlist-uri apare playlist-uri create, după care dacă intri se aliniază toate folderele 01020304056. La 06 avem în felul următor. Avem sisteme audio, unde va fi încadrată și această mașină, plus dacă mergi undeva la 30 și ceva, avem partea de Mercedes, unde tot acolo vedeți multe alte soluții. Repet, când am făcut CarPlay pe acest sistem, când am schimbat acest monitor, când am pus monitoare în tetiere, camere DVR aici, frumos, elegant, da, în completare aici, ca să ai o cameră DVR, atât față cât și spate, monitorizare 24x24, cu inclusiv redare și înregistrare voce, da? Plus cameră panoramică față, cameră spate, mâner, ceva deosebit și multe alte proiecte gen de ultimă tehnologie. Eu am fost Andu, mulțumesc că ați vizionat acest clip, vă mai aștept pe canalul meu, rămâneți abonat, bye bye, la revedere!